Facă. Practic, ea a născut în Constanța? A născut în Constanța, da, la spitalul municipal de acolo și nu l-au pus în incubator. Și în urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardiorespirator. Și de aici problemele. De la un copil... Asta nu-i malpractic? Păi cum să nu? Da. Ce a fost așa ciudat este că acel doctor nu a semnat actele el. Abia a doua zi când a venit șeful, nu știu cum se zice, secției sau ceva. Șeful de secție, da, de clinică. A semnat și noi nici n-am înțeles ce s-a întâmplat. Adică era ciudat totul, adică nu știam. Am înțeles. Și de atunci s-a ales cu această tetrapareză. Da. Spastic. O paralizie, da. Adică o paralizie pe cele 4 da. Membre, nu? Da. Dar el în momentul de față a recuperat pe mâna dreaptă, reușește să... facă multe lucruri, își ia telefonul, butonează, cu mâncatul... De mers a reușit să meargă? Reușește să meargă? El are mecanica mișcării, oare. Știe ce să facă, dar nu poate să întindă piciorul până la capăt. Dacă îl pui, că sunt niște suporturi speciale, acolo la Timișoara, l-au pus în niște suporturi speciale și a început să meargă. Ce a fost interesant este că a văzut care roți și a început să pună mâna el, să învârte din roți, că și-a dat seama că dacă dă din roți o să meargă înainte. A fost, wow, zic, ia uite-te la el. A gândit-o bine. Da, e foarte isteț și e foarte atent la tot ce se întâmplă și e conștient că tot ce facem este pentru el, din secunda 1 de când se trezește. Iar a făcut și acele 6 intervenții cu celulele STEM în Turcia, care s-au văzut foarte mult pe partea cognitivă. E atât de prezent, atât de atent și atât de spiritual. Mi-a dat niște vorbe, de efectiv m-a lăsat mască. Într-una din zile un tip îmi scrisese un comentariu rasist și mi-a zis că dacă vreau să văd o maimuță, plătesc 20 de lei și mă duc la circ. Și apoi am fost sunat din presă să fiu întrebat despre treaba asta și Leon stătea și se uite la mine, că m-a auzit vorbind la telefon și zice, ce ai, tati? Și eu zic, nimic, stai liniștit, iubitul meu, stai liniștit. Și pe aia pune mâna pe fața mea și zice, tati, să fii frumos cum nu s-a mai văzut. M-a leșinat. Efectiv, nu, deci mi-a luat tot. Am zis, gata, nu mai, n-ai cum să mai. După așa vorbă, da, corect. M-a leșinat. Mi-aduc aminte, și acum eram la Timișoara, că mergem 2 săptămâni, că și aici este un alt tratament pe care îl facem și el după fiecare operație de miotenofasciotomie, apropo, chiar zice foarte bine, Leon, să vezi cum zice miotenofasciotomie, face o recuperare de 3 luni. Care este destul de dificilă și dureroasă, pentru că el în primele 2 săptămâni nu are voie să facă mișcare.